Marți 15 martie, la Muzeul de Artă din Roma s-a vernisat în prezența unui numeros public cea de-a patra ediție a Salonului de Primăvară, expoziție dedicată și anul acesta comemorării a 624 de ani de atestare documentară a așezării de la confluența Moldovei cu Siretul. Expoziția a fost vernisată de muzeograful Doina Ciobanu, care a subliniat creșterea calitativă a expoziției de la o ediție la alta. Din 200 de lucrări au fost selecționate 140 de tablouri create de 28 de artiști plastici, profesioniști sau amatori din Roman, Piatra Neamț și Brașov. Fiind și salon de primăvară, bineînțeles că tematica de primăvară nu putea să lipsească. Nu suntem chiar în tot cu vremea de afară, care se lasă așteptat așa primăvara, dar noi totuși aici la muzeu încercăm în această seară să deschidem salonul de primăvară. Din cele aproximativ 200 de lucrări primite, de pictură, grafică și sculptură, au fost selecționate 140 pentru a fi expuse în cele 6 sări ale muzeului nostru. Cum spuneam, avem pictură, avem grafică, avem sculptură și 28 de artiști plastici prezenți. Nu doar din Roman, ci și din Piatra și Brașov. Brașov, prietenul nostru, rămașcanul nostru, Ovidiu Costel Cărbușor, care, întors recent din străinătate, a ținut să ne trimită câteva lucrări deosebite. Și o să vorbim și despre acestea la timpul potrivit. Muzeograful Doina Ciobanu apreciază faptul că la cea de-a patra ediție, artiștii s-au reinventat ca tematică și tehnică de realizare a lucrărilor. Expoziția de față este surprinzătoare, spun eu. Nu prin tematică, nu prin cromatică, ci prin multitudinea de viziuni și interpretări ale artiștilor plastici. Parcă ca niciodată artiștii s-au reinventat. Au adus ceva nou, iar multitudinea, cum spuneam, de interpretări și viziuni artistice provoacă retinerea privitorului senzații aparte, senzații deosebite. Cineva spunea de mult că a vorbit despre artă ar trebui să ne oprim doar la Renaștere. Dacă ne-am oprit doar la Renaștere, n-am mai vorbit de multe alte capodopere care, iată, astăzi sunt reinterpretate și devin valori, valori internaționale. Artiștii profesioniști sau amatori au expus lucrări cu o tematică diversă din Roman și zonă, de remarcat portretele unor personalități romașcane care au marcat istoria municipiului. Expoziția de față ne surprinde, spuneam, ne surprinde nu doar prin tematică. Și așa cum am spus că tematica de bază ar fi Romanul, este dedicată zilei orașului nostru, având cu siguranță, ați sesizat în anumite sări, peisaje din Roman, așa cum avem la Petru Frunză, podul vechi, podul de fier, podul de lemn, avem centrala, iată, într-o pictură unică a lui Petru Frunză, avem fotografii din parcul din Roman, avem picturi cu muzeul, avem picturi peisagistică ale Ovidiu Cărbușor, care ne încântă cu pădurile de pe dealul Mărului. Și, nu în ultimul rând, avem câteva portrete deosebite. Portrete ale unor personalități ale Romanului. Și aș aminti doar câteva, Calistrat Hogaș, și avem alături și Casa Hogaș, semnate lucrări de Dana Mihaela Șoiman. Avem Muzeul de Artă, sau așa cum este cunoscută Casa Roiu, și alături avem pe Costică Roiu, ultimul proprietar al acestei case, și mai ales pe Duduia Roiu. Lucrări semnate de Dana Mihaela Șoiman și de Irina Lazar. Noutatea acestei ediții o constituie înființarea unei secțiuni pentru juniori, vedetele salonului fiind două pictorițe de doar 5 și 8 ani, care au primit din partea organizatorilor câte o diplomă de participare menită a le încuraja pașii către pictură. Este vorba de Alexandra Maria Șoiman în vârstă de 5 ani și Maria Teodora Șelaru în vârstă de 8 ani. Dar mai ales o surpriză deosebită la această ediție a fost, includerea a unei secțiuni aparte, o secțiune a juniorilor. Pentru că dacă respectăm trecutul, ne omagiem prezentul și maturitatea, trebuie să ne gândim și la viitor. Trebuie să ne gândim la puritate, la sinceritate. Și unde putem găsi decât la copii?
Expoziția va rămâne deschisă până în 5 mai, romașcanii fiind invitați să o viziteze în această perioadă de marți până duminică, între orele 9 și 17. Un amplu reportaj de la vernisajul salonului de primăvară ediția 2016 veți putea urmări la postul de televiziune Roman 24, miercuri 16 martie, de la orele 15:30.